sau rusul? Nemții au pierdut războiul, domnule mareșal. Trebuie să trecem de partea aliaților, așa cum au încercat ungurii în martie și o fac finlandezii acum. Ați investit prea mult în această alianță. Nu aveți obligații decât față de poporul român, domnule mareșal. Eu sunt un războinic, domnule Maniu. Și războiul se duce numai împotriva inamicului. Misiunea României a fost de a apăra civilizația la frontiera din răsărit. Îndeplinindu-și această misiune cu credință, își justifică existența. Este adevărat sau nu? Misiunea noastră este de a asigura viitorul unei țări mici, domnule. Dar nu în orice condiție. Chiar dacă va pierde războiul, Germania se va ridica din nou. Și asta cu ajutorul Europei. Pentru că ea, domnule Maniu, este singura țară care poate opri tăvălugul rusesc. Nu de Reich trebuie să ne speriam noi, domnule Maniu. Pentru ei nici nu contăm. De ruși? De ruși pentru că ei își vor continua expansiunea, indiferent sub ce formă, panslavism sau comunism. Am intrat în luptă. Nu voi învinge, voi fi învins. Dar nu vreau să fiu un laș și un trădător. Asta pentru istorie, domnule Maniu. În această situație nu-mi rămâne decât să vă deplâng soarta, domnule mareșal. Și voi încerca să-mi salvez țara. Domnule Maniu, dacă rușii ne vor ocupa, eu voi fi împușcat primul. Cu atât mai rău pentru mine. Dumneavoastră veți fi al doilea. Cu atât mai rău pentru dumneavoastră. Dar persoanele noastre nu contează, domnule Maniu. Contează doar ceea ce ele reprezintă. Suntem români și la un moment dat o părere politică diferă între noi. Însă nu urmează pentru aceasta ca noi să devenim dușmani. În special eu, de când s-a făcut România mare, am fost de părere că fiecare român trebuie tratat cu cinste, fie că este adversar politic, ori ba. Domnule Maniu, v-am înregistrat jurământul la prima depoziție. Răspundeți numai la întrebările mele. V-a spus acuzatul Ion Antonescu că nu poate să se întoarcă împotriva celor alături de care a luptat? Da, un punct de vedere foarte frumos, dar nu politic. Nu se poate ca un om de stat să spună: am dus țara la prăpăd, dar mi-am salvat onoarea. V-ați interesat care au fost cauzele care au determinat arestarea sa pe 23 august? Desigur. Însă singura persoană care putea să-mi dea informații autentice era majestatea sa, regele Mihai I. Ori în dimineața de 24 august, când eu am sosit la palat, majestatea sa plecase. Înainte de rebeliunea legionară, ați fost la Hitler. A fost o vizită de rutină sau cu un scop precis? Hitler, după mine, era expresia disperării unui popor. În pofida aparențelor contrare, el nu era decât un parvenit care se grăbea. Totuși a realizat în 5 ani ceea ce Bismarck nu reușise în 20. Hitler a comis numeroase greșeli, ca și crime, cea mai gravă fiind demolarea a tot ceea ce a reușit să facă. Am fost primit la Berchtesgaden, o vilă în munți la granița cu Austria. Ființa care, la întâlnirea precedentă, mă obligase la o prudență extremă, devenise un personaj aproape senin. Es ist sicher, das 20. Jahrhundert wird für Europa eine wichtigere Epoche darstellen als die Renaissance oder der Untergang des Römischen Reiches. Der moderne Revolutionär muss nichts Fanatisches in sich haben. Seine Rolle ist die eines Pfadfinders und nicht die eines Agitators. Und was wird mit Fanatischen machen? Weil es wird schwer, eine neue Bewegung zu konstituieren in den Reihen dieser. Wir müssen sie ausmerzen ohne Zurückhalten.
Es gibt in jeder Bewegung fanatische Kämpfer, die glauben, dass wenn sie alles zerstören, sie ihre Mission als Revolutionäre erfüllen. Diese sind gefährlicher als Reaktionäre. Nach Brutus musst du töten, um dein Reich zu retten, sondern Trotzki. So habe ich zwischen Wehrmacht und SA gewählt und habe Röhm geopfert, weil er sich weigerte. Die Revolution muss nicht zerstören. Der Fanatiker, der sein höchstes Ziel erreicht hat, die Macht, wird die Situation ausnutzen, um sich an den Institutionen zu rächen, die er während seiner Oppositionszeit kritisiert hat. Er ist ein Zerstörer. Der Revolutionär, der an die Macht kommt, muss als Regierungschef die Lebensbedingungen verbessern und das Funktionieren der existierenden Institutionen sichern. Der Nationalsozialismus hat die Kompetenz der Funktionäre und der Karriereoffiziere anerkannt. Diese Zusammenarbeit zwischen dem ideologischen Dynamismus und der technischen Neutralität des Staatsapparats hat das Gelingen garantiert. Eu, ca soldat, pot crede în reorganizare, dar niciodată în revoluție. Iertați-mi pesimismul în materie ideologică, dar eu mă îndoiesc că un sistem politic poate să rezolve problemele grave ridicate de nevoile unui popor. Pentru mine, singurul lucru indispensabil în viața unui popor este instrumentul care garantează ordinea, securitatea și liniștea. Das ist die Definition des Polizeistaats. Dacă vreți, dar poliția și armata trebuie să fie destul de puternice pentru a impune ordinea, indiferent de mijloace. Ordinea care este minimum necesar pentru munca unui popor. Problemele care se ridică după acest minim pot fi rezolvate de tehnicieni competenți. Am găsit întotdeauna absurdă practica politică prin care se impune unui departament șeful unui grup parlamentar sau un demagog în locul persoanelor competente. Das demokratische Regime ist auf Inkompetenz gebaut. Es ist fatal, dass der Demagoge davon profitiert, dass der Wähler, also die ignorante Masse, alles bestimmt. Es gibt Individuen, die an eine beständige Revolution glauben. Diese müssen daran gehindert werden, Schlimmes zu tun. Es sind die Gefährlichsten. Sunt extrem de mulțumit să vă aud spunând acestea. Când am plecat din București, am spus unui colaborator al meu că vin la dumneavoastră, să arbitrați conflictul ce l-am cu legiunea. Mi-a spus, vreți să obțineți dreptatea din partea papei pentru o dispută cu clerul catolic. Das Schicksal der Ketzer ist schlimmer als das der Zäsur. Aber ein Staat ohne eine ideologische Bewegung ist ein Staat ohne Seele. Der Mensch, der seinen Kommandoposten verliert, beweist, dass er nicht weiß, die Maschinenpistole zu nutzen. Der Diktator des 20. Jahrhunderts kann nicht entmachtet werden. Wenn er fällt, heißt das, er habe Selbstmord begangen. Da, Hitler a avut dreptate. În secolul mitralierei, dacă un dictator cade, înseamnă că el s-a sinucis. Vreți să spuneți că Hitler a fost un om deosebit? Hitler a fost produsul specific al votului universal, al democrației constituționale. Oricât de paradoxal vi s-ar părea, Hitler a câștigat lupta politică în alegeri electorale de ortodoxie democratică necontestată. Această reușită se datora calităților sale naturale. Și el știa asta. Dar despre tovarășul Stalin, ce părere aveți? Eu am să vă citesc ce mi-a spus Hitler despre conducătorul sovietic. Stalin, în limba rusă, înseamnă om de oțel. Își părăsește numele pentru o poreclă. De ce? Fiind conducătorul unui popor subjugat, își dădea ca și triburile de indieni din America o poreclă demnă de admirație. El conduce Rusia prin teroare preventivă. Frica trebuie să fie singurul mijloc de a stăpâni hoarnele slave.
A spus Hitler. Eu v-am întrebat care e părerea dumneavoastră. Nu, n-am terminat ce mi-a spus Hitler. Stalin a omorât 10 milioane de ruși. Noi trebuie să suprimăm 20 de milioane. Ca măsură preventivă pentru a salva Europa de invazia slavă. Astfel îndepărtăm pericolul rusesc pentru 100 de ani. Este o măsură chirurgicală necesară pentru a salva lumea veche. Am încheiat. Repet. Care e părerea dumneavoastră? Da, acesta este unul din motivele pentru care am pierdut războiul în Rusia. Avea acuzatul Ion Antonescu o echipă politică sau vreun partid? După știrea mea, nu. Ceea ce mă miră foarte mult și nu găsesc explicație nici astăzi, este de ce domnul Mareșal a cerut colaborarea domnului Horia Sima și a legionarilor, ale căror vederi nu coincideau cu vederile domniei sale. De ce nu s-a adresat de la început PNC-ului sau liberalilor, pentru a forma o echipă corespunzătoare intereselor țării? Domnia sa nu aproba politica germanofilă dusă de legionari. Când domnul Mareșal și-a schimbat părerea, drumurile noastre s-au despărțit. Și alte partide au făcut carteluri cu legionarii. Da, și al nostru. Am făcut cu legionarii o înțelegere, dar nu politică, nu de guvernare, nici măcar de opoziție. Ci o înțelegere momentană, pentru o tactică anume, împotriva absolutismului regelui Carol al II-lea. Prin necesitatea unei ordini de stat, avea dreptul acuzatul Ion Antonescu să reprime mișcarea legionară? Eu nu sunt chemat aici ca expert, ci ca martor. Nu sunteți un expert, dar ca om politic de extremă importanță, credeți că a fost justificată reprimarea legionară făcută de Ion Antonescu? Pot să-mi exprim doar o părere. Când membrii legionari din guvern au trecut la mijloace fizice de revoltă, împotriva chiar a guvernului din care făceau ei parte, era evident că mareșalul trebuia să facă ordine. Asta este atât de apropiat de mintea omului încât nu mai poate fi discutat. Nu socotește domnul martor că acel cartel care a luat naștere în 1937 printre o grupare cu caracter terorist și un partid politic, a fost primul act de promovare al acestei grupări, care a dus la evenimentele din 1940? Nu apreciați că această alianță a promovat mișcarea legionară și a făcut din ea o forță publică? Nu cred. Acest pact de neadresiune electorală, semnat și de alte partide, urmărea două lucruri. Să scoată la suprafață acele forțe care atunci lucrau subteran. Deci să ne cunoaștem. Să ne măsurăm ideile și pe urmă să vedem ce spune opinia publică românească. Ați realizat acest al doilea scop? Da. Legionarii au ieșit la suprafață mai cu seamă prin atitudinea luată față de guvernul Antonescu. Când un om politic face această experiență pe spinarea țării, ar trebui să se mai gândească și la suferința care decurge pentru țară. Eu m-am convins că nicio experiență nu e mai periculoasă pentru țară ca o guvernare dictatorială. Ați spus că nu puteți confirma faptul că adevărații reprezentanței coloanei a cincea germane au fost legionari. Dar puteți nega? Dacă nu cunosc un lucru, nu-l pot nici confirma, nici infirma. Domnul Maniu a primit după 23 august pe legionari în partidul său? Am discutat problema legionară cu domnii Brătianu, Pătrășcanu și Titel Petrescu. Și am căzut de acord că cererea legionarilor de a acționa ca partid nu poate fi admisă. Și că mișcarea legionară trebuie desființată. Dar legionarii care nu s-au făcut vinovați de violențe și abuzuri, dacă se leapădă de ideologia lor, pot fi primiți în partidele democratice existente. De altfel, majoritatea au fost primiți în rândurile Partidului Comunist.
care le-a dat și locuri în conducere. Eu sunt reprezentantul unui partid muncitoresc care au avut de suferit de pe urma mișcării regionale. În numele Partidului Comunist protestez împotriva insultei pe care martorul a adus-o acestui partid. Eu nu reproșez Partidului Comunist acest lucru și nu am acuzat pe nimeni. Eu am restabilit doar faptele. Domnul Iuliu Maniu a afirmat astăzi aici că domnia sa numele Partidului Național Țărănesc și domnul Dinu Brătianu numele Partidului Liberal au indicat pe acuzatul Ion Antonescu ca fiind persoana care trebuie să încheie armistițiu, întrucât domnul Antonescu este singurul care avea autoritatea morală pentru aceasta și se bucura de sprijinul armatei. Crede martorul că poporul este de acord cu această părere? Am spus că avea autoritatea morală, că avea puterea de stat, deci era indicat să facă această acțiune. Dar nu am spus că era singurul. Vreau să ne spună, domnul martor, ce părere are de politica adusă de guvernul Antonescu în cei 4 ani de guvernare? Voi fi foarte scurt. Nu mă îndoiesc că domnul mareșal a avut cele mai bune intenții. Ele însă au rămas infructuoase din următoarele motive. 1. Pentru că a făcut o politică alături de Germania care lovea în tradițiile și aspirațiile noastre. 2. Fiindcă avea o guvernare dictatorială. Și 3. Pentru că a permis ca Germania să pătrundă în armată și în viața noastră economică. Încolo intențiile nu le contest. În concluzie, politica adusă a fost antipopulară. Antipopular înseamnă împotriva poporului. Eu am spus altceva. Am spus că a lucrat fără asentimentul poporului. Este unul și același lucru. Este o mare deosebire. Nu vreau să-mi fie răstălmăcite cuvintele, nici în favoarea mea, nici altuia. Limba mea este în legătură cu creierul meu. Știu ce spun și pentru ce spun. Acuzatul Ion Antonescu susține că pe 4 sau 5 septembrie 1940 v-a propus să participați la guvernare. Inexact. Nu mi s-a cerut acest lucru niciodată. Și oricum n-aș fi primit. Acuzat Ion Antonescu, aveți cuvântul. Am fost chemat la palat de regele Carol al II-lea pe data de 4 septembrie 1940, orele 12. Am primit un mandat să fac un guvern de Uniune Națională. Toți, de la domnul Dinu Brătianu, George Brătianu, domnul Cuza și domnul Iuliu Maniu, toți au spus, nu discutăm, vrem abdicarea regelui. După abdicare i-am spus domnului Maniu, domnule Maniu, rolul meu ar trebui să se termine aici. Eu n-am partid, n-am partizan politici. Ați vrut abdicarea, luați conducerea statului. Mi-a spus, nu putem să o luăm, tot dumneata trebuie să o faci. Eu pe domnul mareșal nu l-am văzut nici pe 4, nici pe 6, doar pe 16 septembrie, când formase guvernul și făcuse înțelegerea cu legionarii. A făcut totul fără să mă întreb. E ultima noastră întâlnire. Aveți să-mi puneți vreo întrebare? Domnule judecător, ce se știe de moartea lui Hitler? Am auzit atâtea versiuni. Versiunea sovietică confirmă faptul că s-a sinucis în bunkerul din Berlin, împreună cu Eva Braun și un câine lup. Apoi au turnat benzină peste ei și le-au dat foc. Trupele sovietice victorioase luptau la câteva sute de metri. Cam asta e. Oricum a avut noroc. Normal, trebuia judecat ca cel mai criminal dintre criminalii de război. E
Wir kämpfen für die europäische Zivilisation. Und ich beglückwünsche Sie, den Sinn unseres Kampfes als Erster ausgedrückt zu haben und am besten. Sie nannten ihn Heiligen Krieg, unseren Kreuzzug gegen den Bolschewismus. Wir kämpfen heute, wie es unsere Vorfahren gegen Attila und gegen den Islam getan haben, so wie die legendäre Figur des großen Fürsten Stefan, der Europa gegen die asiatischen Überfall verteidigte, der vom Papst den Titel eines Athleten Jesu Christi erhielt. Ich ernenne Sie heute zum Kavalier des Eisernen Kreuzes und übergebe Ihnen den höchsten deutschen Orden. Cel mai înalt ordin german. Sie sind der erste Fremde, der ihn trägt. Sunteți primul străin care îl poartă. În ziua aceea Hitler mi-a vorbit pentru prima dată despre războiul total, care nu mai era o luptă a armatelor, ci a popoarelor. Vorbea de victoria totală, un adevărat legământ al violenței. M-am îngrozit. Din informațiile pe care le deținem cu ocazia acestei decorări, ați fost de acord cu deportarea evreilor din România, dincolo de Nistru. Nu este exact. Nu am deportat niciun evreu din România. Am fost de acord cu acei evrei care s-au găsit în Basarabia și Bucovina la intrarea trupelor române în aceste teritorii. 90% din aceștia nu știau o boabă românește. Majoritatea a fost adusă să înlocuiască populația română, deportată de Stalin în Siberia. Acuzat Ion Antonescu, aveți ultimul cuvânt. În testamentul meu politic, dacă voi mai avea timp să-l scriu, voi spune: popor român, sunt mândru că am făcut parte dintr-o nație cu dublă ascendență, romană și dacă. Am luptat în două războaie pentru gloria ta. Sunt fericit să cobor cu câteva clipe mai devreme lângă martirii tăi. Toți au luptat pentru dreptatea ta. Unii dintre foștii mei colaboratori au căutat să se desolidarizeze de mine. Eu nu mă voi desolidariza de greșelile lor. Las țării tot ce a fost bun în guvernarea mea. Tot ce a fost rău, iau asupra mea, în afară de crimă. Dacă aș fi fost învingător, aș fi avut statui în fiecare oraș al României. Cer să fiu condamnat la moarte și refuz dinainte orice grațiere. Am terminat. Dar înainte de a încheia, parafrazând pe Scipio Africanul, generalul roman mort în exil, vreau să spun poporului român: ție, popor ingrat, nu-ți va rămâne nici cenușa mea. Curtea se retrage pentru deliberare. Azi, 17 mai 1946, Tribunalul Poporului, în numele legii, hotărăște: condamnă pe acuzatul Ion Antonescu, fost conducător al statului, împreună cu Mihai Antonescu, Constantin Vasiliu, Gheorghe Alexianu, Eugen Cristescu, Radu Leca și Constantin Pantazi, vinovați pentru crima de dezastrul țării și crime de război, să sufere pedeapsa cu moartea, în conformitate cu articolul 101 din Codul Penal.
doare câtul? Nu, nu. L-am luat să se lasie. L-am purtat prin toate închisorile. Acolo, în Rusia, mi-am dat seama că erai și tu închis acolo. Da. Te-am auzit ușind. Să ai grijă de sănătatea ta, Rica. Să te duci la Bistrița, la mănăstire. Măicuțele vor avea grijă de tine. Domnule Mareșal, câte cărămizi în zidurile astea, atâția ochi sunt pe noi. V-am avertizat, v-am rugat frumos. Mai tușești? Puțin, aproape deloc. Rica, când se va termina totul, aș vrea să mă duceți și să mă îngropați în satul meu, Iancunu, lângă Străbuni. Altceva nu-mi doresc. Pentru numele lui Dumnezeu, Ionele, nu vorbi așa. Eu nu mi-am pierdut speranțele în tine. Toți așteaptă grațierea ta. Și să putrezesc într-o închisoare comunistă? Nu, prefer glonțul. Ionele, totuși, viața, bunul Dumnezeu... Rica, viața nu merită trăită decât în demnitate, atât cât poți fi de folos al tăi. Noi, împrejurările și oamenii nu ne-au îngăduit să facem binele pe care împreună am dorit cu atâta pasiune să-l facem țării noastre. Timpul s-a terminat. Cred că înțelegeți nedumerirea mea. Voi l-ați dat rușilor pe Mareșal, deși cu acest lucru eu n-am fost de acord. Aceștia vi l-au dat înapoi și ați făcut un proces cum ați vrut voi. Iar acum vreți ca eu să resping cererea de grațiere. Sire, îmi pare rău, nu noi vrem asta, ci Moscova. Atunci de ce nu l-au împușcat acolo? Kremlinul vrea să păstreze aparențele statului de drept. Avem sentința poporului. Sentința cui? Să zicem, sire, a completului de judecată care a pronunțat-o. Să zicem? Ciudată formă de exprimare pentru un om al legii. Să zicem, deci, că nici mie mi s-a luat încă dreptul de a-l grația, deși el nu mi-a cerut-o. Mama Mareșalului însă mi-a trimis o scrisoare extrem de patetică. Sire, nu-l mai poate salva nimeni. S-a avut în vedere și această poziție a tronului. Ar urma un val de manifestații care va repudia gestul făcându-vă complice cu dușmanii poporului. Vor fi grave tulburări. Poporul o vrea, o cere, sire. Și poporul sunteți voi. Da, sire. Și dacă se va comite o greșeală pe care istoria o va judeca și se va întoarce împotriva mea? Sire, comuniști au o vorbă. E preferabil să greșești chiar și în fața istoriei, la oaltă cu partidul tău, decât să ai dreptate de unul singur împotriva lui. În ce te privește acum, poate accepte această situație. Dar dacă într-o zi vei fi nevoit să ai dreptatea dumitale, iar ei o alta, pe-a lor, atunci? Atunci, sire, credeți că va mai avea cine să dea un asemenea decret de grațiere? Înțeleg, sire, că sunteți de acord. Da. Pot să emit un decret în numele majestății voastre? Da. Las-o! Ce păcat! Caraloni! Te-a făcut praf, Mădălina! Hai, gata, serviți voi! Da. Gata. Da. Bună. Da. Oh, Mădălina. Ia uite-l pe Pătrășcanu, mersi. Ce-i, domnule ministru? Ce-i atât de urgent? Îmi cer scuze, vă deranjez. Domnule prim-ministru, am fost la rege. E de acord cu propunerea noastră de respingere a grațierii grupului celor patru, dar n-am vrut să-i scălească. E șmecher.
Nu vrea ca istoria să-l judece. Ai hârtia la dumneata? Da. Zici că a fost de acord? Categoric. Am și marturi. Atunci să mă judece istoria pe mine. Mama, te rog, nu plânge. Nu plânge. Te rog. Mama, eu mă duc liniștit și împăcat. Ca unul care știe că și-a făcut datoria față de țara sa. Mă știi de mic, am fost dărz, hotărât, poate absurd uneori, dar am luptat pentru demnitate și pentru onoare, ceea ce națiunea noastră are cel mai puțin. În două războaie l-am cunoscut pe român mai bine decât pe mine. N-am vrut să accept trădarea. Și voi rămâne un exemplu pe care istoria noastră l-a dat foarte rar. Ce-mi pasă mie de istorie, băiatul mama, meu? Mamă, te rog. Și eu, viață, mamă. Eu cred că există un Dumnezeu care să-ți facă și ție dreptate. Mamă, Dumnezeu nu poate face dreptate, mamă. El însuși fiind dreptatea și credința veșnică. Dreptatea pe pământ este privilegiul puterii. Cum spunea Hitler, dacă un dictator al secolului 20 cade, înseamnă că el s-a sinucis. Eu nu am știut, mamă, să-mi duc rolul meu de dictator până la capăt. Doamne! Acum nu-mi rămâne decât să-mi duc destinul cu demnitate până la capăt. Timpul s-a terminat. Peste 50 de ani, peste 100 de ani, voi fi mai puternic ca exemplu. Vreau să am această satisfacție în ultima clipă a vieții mele. Spune-i regelui că-i mulțumesc că mi-a dat ocazia să mor ca un erou. Nu-i datul, mami? Dacă te-am supărat vreodată în viață, iartă-mă, mamă. Du-te. Ne vom revedea. Bunul Dumnezeu să aibă grijă de tine și de bătrânețele tale. Mihai I, prin grația lui Dumnezeu și voința națională, rege al României, la toți de față și viitor sănătate. Asupra raportului ministrului nostru de justiție am decretat și decretăm. Articolul 1. Comutăm în muncă silnică pe viață pedeapsa cu moartea la care Constantin Pantazi, Radu Leca și Eugen Cristescu au fost condamnați prin sentința din 20 mai 1946 a Tribunalului Poporului, dată în București la 1 iunie 1946. Ministru al Justiției, Lucrețiu Pătrășcanu. Tensiune! Stai! Dumnezeu să te ierte și să te dezlege în numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului. Amin. Dumnezeu să te ierte, să te dezlege în numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Dumnezeu să te ierte, să te dezlege în numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Părinte, iartă-mă. Nu merit să primesc Sfânta Împărtășanie. Ei trebuie să mă ierte, pentru că mor din cauza mea. Dumnezeu să vă ierte, domnule mareșal. Atenție! Stai! La dreapta!
având în vedere ordinul 53.875 din 1 iunie 1946 al domnului ministru Lucrețiu Pătrășcanu, prin care ni se face cunoscut că majestatea sa regele a respins cererile de grațiere făcute de Ion Antonescu, Mihai Antonescu, Constantin Vasiliu și Gheorghe Alexeanu, condamnați la moarte prin hotărârea din 17 mai 1946 a Tribunalului Poporului, ne ordonă să ne conformăm normelor din regulament în executarea pedepsei cu moartea. Conform articolului 18, regulamentul 12-1942, ar trebui să vă legăm la ochi și de stâlp. Aveți ceva de spus? Aș dori să fiu legat la ochi cu propriul meu fular. Noastră? Nu. Noastră? Nu. Aș fi fost învingător, aș fi avut statui în fiecare oraș al României. Cer să fiu condamnat la moarte și depus dinainte orice grațiere. În felul acesta voi fi sigur că voi muri pe pământul patriei. În schimb, voi, ceilalți, nu veți fi siguri dacă veți mai fi aici atunci când veți fi morți. Majestate, a sunat Negel de la București. Domnul doctor Petru Groza vă roagă să veniți de urgență la București. Probleme de familie. De familie? Poate e vorba de căsătorii. Da, asta trebuie să fie. Bine, Mircea. Mâine la ora 7 plecarea. Și transmiți că la 10 aștept la Chiselev. Probabil că și-a dat totuși consimțământul la cererea mea. Majestate. Am venit să discutăm despre un divorț amiabil. Nu am înțeles despre ce divorț este vorba. Sire, trebuie să înțelegeți că astăzi în Europa o monarhie nu poate decât să încurce procesul de democratizare și modernizare a țării. În ciuda tinereții voastre, nu se poate să nu fiți de acord că România a pornit pe o cale în care nu există întoarcere. Dar ca să fiu mai clar, vă rugăm să-i scăliți acest document. Acesta este un act de abdicare, care nu vine din dorința mea sau a poporului român. Și este un abuz pe care încercați să mi-l impuneți. Nu voi scăli niciodată un astfel de document. Numai poporul român, printr-un referendum, mă poate determina la un astfel de gest. Încercarea dumneavoastră încalcă Constituția și nu respectă Parlamentul României, singurul care poate confirma o hotărâre luată de popor. Parlamentul României a fost convocat astăzi după amiază. Avem și invitații. De la Academia Română, Uniunea Scriitorilor. Dacă e nevoie, scoatem poporul în stradă. Până la ora 3 vom fi aici. Dacă mai puneți în balanță și cei 1000 de studenți arestați, cred că ar fi mai înțelept din partea măriei voastre să-i scăliți. O simplă formalitate.
Dacă vreți, puteți să plecați din țară. Aveți 4 zile. Dumneavoastră nu înțelegeți că acest gest nu îl poate cere decât țara. Țara a fost învățată să vă iubească. Acum o să învățăm să ne iubească pe noi. Mă retrag pentru a mă sfătui cu regina mamă. Aveți 5 minute. Majestate, toate firele de telefon au fost tăiate. Gărzile au fost arestate și înlocuite. Se petrece ceva. Mi-au cerut abdicarea. Da, poate să fie. Domnilor, înseamnă că nu mai este nimic de făcut. În fața șantajului voi semna. Cu condiția angajamentului pe care vi l-ați luat. Plecarea din țară cu o parte din suita mea. Ia pune-ți mâna aici. Un revolver? N-am vrut să mi se întâmple și mie ce i s-a întâmplat lui Antonescu. Doamnă, hai. Majestate. Să nu plângi, mamă. Prima oară am plecat în exil din Grecia cu tatăl meu. A doua oară singură, gonită de Carol. Acum cu tine. Dumnezeu va fi cu noi, mamă. Așa, ce? Ce, mă? Romaniu, vedeți-i cu el. În picioare, mă! Mă n-auzi! E reci, adu sacul. Am înțeles. Domnule Mariu, dacă rușii ne vor ocupa, eu voi fi împușcat primul. Cu atât mai rău pentru mine. Dumneavoastră veți fi al doilea. Cu atât mai rău pentru dumneavoastră. Dar persoanele noastre, domnule Mariu, nu contează. Contează doar ceea ce ele reprezintă. Credeai că nu mai vezi lumina zilei, a? E, uite cum vezi. De când ziceai că nu te-au scos ăștia în curte? De 5 luni. Oh. Cu mine ai baftă, bă. Azi e Sfântul Gheorghe. Ziua ta, nenorocitule. Băi, fii la mine. Ții capul în pământ. Nu scoți o vorbă. Nu faci un semn? Un sunet să n-aud. Labele la spate și ochii în pământ. Hai, mișcă! Ce că ești, bă, scriitor? Ha? Ce, bă, scriitor de vagoane? Ce ai scris tu, bă? Ia, luminează-mă și pe mine. Cetățene gardiană, am scris cartea Mării Negre. Ei, bravo, bravo! N-am ce zice. Și-am mai scris o enigmă și un miracol. Popor român.
enigmă, mă, ce noi suntem o enigmă, futuți enigmă, mătii. Ce zici tu, mă, în cartea aia, a? Eu, cetățene gardiană, am scris că adevărul va rămâne. Oricare va fi soarta celor care l-au servit. Ce faci, mă, unde uiți? Mă, unde uiți, mă? Pământ. Pământul tău e în cer, mă, futu-s cerul, mătii, să-ți fut. Pământul tău e la fereastra aia, mă, futu-s fereastra, mătii. Profit de bunătatea mea ca să iei legătura cu dușmanul de casă, a? Treci mâna apoi în celulă. Nici câte mă în celulă, futu-s cerul la mătii. Gura mătii de nenorocit. Bă, eu am aici 80 de miniștri și 20 de papistași. Măi, eu îți dau câte un șoc pentru fiecare ministru. Poate că te învăț eu. Și câte un pumn, scoate-mă! Pentru fiecare papistaș. Ține-mă! Treci în celul. Treci că te învăț eu de acum. Da-mă! Ce-i cu tine, bă, scriitorul? Ce mai ai merit-o? Ha? Ui, să nu te joci cu mine, bă. Bă, să nu faci asta, auzi? Bă, eu am copii, bă. Bă, nu te juca cu mine. Ăsta mi-a merit-o. L-am scos în curte să ia niște aia, că-i ziua lui. Și aia tare, l-a lăsat inima. Mă duc să aduc doctorul. Să constate. Ia spune, cum se mai comportă pacientul tău, Pantiușa? La care din ei vă referiți tu, alt secretar general? La Pătrășcanu? Da. Ne, scrie el, dar rupe. Știți ce am aflat? Când am fost noi atunci să-l săltăm, de-a cerut el să vadă pe cineva din CCU, când l-a trimis noastră pe toată Iosca să-l convingă să ne urmeze. Eh, până ne-am întors noi să-l luăm, ne-a declarat nevastă-sa. A ars filă cu filă tot manuscrisul cărții lui despre 23 august. De mine nu zice nimic? Ba, zice, cum să nu zică? Că să vă vadă, că să-l primiți, că numai dumneavoastră. Dar ce mă, cu mine ai mișculat-o ce-am mișculat atunci? Ce să-mi explice mie? Explica tribunalului. Acum vreau aureola de martir. Auzi? Ia găsește-te o soluție pentru executarea sentinței, dar fără tam-tam, fără bairam, fără... Legea și-a spus cuvântul. Aplicarea ei e datorie de onoare. Hai mă, vezi doar experiență. Siof, Pariatche. Hai! Unde mă duci, Pantiușa? Da, și umblă, la plimbare. Nu mai scos niciodată pe aici. Umblă mai repede, că răsărit soarele. Hai, domnule, umblă odată. De a fi comunist, sunt român. Unde iarba se împletește cine mai
întrebând, vede bine că am un gând. Flori și pietre întrebând, unde-i omul meu al bun, cu plânsul să-mi-l răzbun. Să-i schimb toate hainele, să-i fac rânduielile, să-i aprind lumină mare, nu cade lumânare, lumină din sfântul soare, să nu rătăcească tare. Două vorbe să-i vorbesc și să mă călătoresc.